Descoperirea macabră ieri după amiază într-un bloc de pe strada Aleea Echității din municipiul Focșani. O femeie de 90 de ani și fiica sa de 63 de ani au fost găsite decedate în apartamentul în care locuiau, situat la etajul al treilea. Cele două femei nu au mai fost văzute de ceva timp și nu mai răspundeau nici la telefon. Văzând că cele două nu mai dau niciun semn de viață, fiica femeii, în vârstă de 63 de ani, s-a alarmat și și-a rugat fiina să meargă până la locuința mamei, respectiv a bunicii sale, să vadă ce s-a întâmplat, pentru că nu se putea intra în casă, a fost solicitată intervenția pompierilor și astfel în apartament au fost găsite trupurile neînsuflețite ale celor două femei, mamă și fiică. Cadavrele erau în stare avansată de putrefacție. După descoperirea celor două cadavre, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili ce s-a întâmplat cu cele două femei. Din primele verificări făcute la fața locului, nu rezultă că acestea ar fi fost victimele vreunei infracțiuni, mai ales că ușa era încuiată pe dinăuntru și toate lucrurile au fost găsite la locul lor. În casă s-au găsit inclusiv bani. În încăpere a fost găsit un recipient în care fusese alcool, dar și mai multe scrumiere pline. De aceea, oamenii legii nu exclud varianta ca femeile să fi făcut excese, iar acest lucru să le fi înrăutățit starea de sănătate. Cu toate acestea, a fost întocmit dosar penal de moarte suspectă, iar după cercetarea la fața locului, cele două cadavre au fost ridicate și duse la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei, urmând ca medicul legist să stabilească cu exactitate cauzele decesului celor două femei.